Salutare eu sunt Adrian și astăzi o să trec în revistă restul operațiilor și a operatorilor care se regăsesc în Scratch. Spuneam în clipul anterior că aplicația Scratch pune la dispoziție trei scripturi pentru compararea numerelor mai mare mai mic și semnul egal. Dacă pentru scripturile mai mari și mai mic lucrurile sunt clare pentru semnul egal sunt câteva aspecte care trebuie sclămurite. De exemplu, dacă la matematică am fi avut variabila A și am fi scris, de exemplu, că A este egal cu 50, asta ar fi însemnat că A ia valoarea 50. În Scratch, acest script îmi returnează o valoare logică, adevărat sau fals acest script este echivalentul întrebării dacă a este egal cu 50. De exemplu, dacă folosim variabila variabila mea și atribuim această valoare, vom observa că variabila mea ia valoarea fals. Dacă setăm variabila a la valoarea 50, rezultatul va fi adevărat. Se poate confunda foarte ușor acest script cu scriptul setează a la valoarea 50. Un alt operator asupra căruia vreau să ne îndreptăm atenția este operatorul mod, care returnează restul împărțirii variabile din partea stângă la variabile din partea dreaptă. De exemplu, dacă avem trei variabile a, b și rezultat și atribuim variabilei rezultat rezultatul acestui script a mod b. În momentul când vom da valori variabilelor a și b variabila rezultat va lua valoarea restului împărțirii lui a la b. De exemplu dacă îi dăm Variabile a valoarea 50 și variabile b valoarea 30 la rularea scriptului. Variabila rezultat va lua valoarea 20. Un alt operator pe care îl regăsim în categoria operatori este operatorul rotunjește care rotunjește valoarea unei variabile zecimale prin adăugare dacă partea decimală este mai mare decât 0,5 și prin scădere, dacă valoarea zecimală a variabilei este mai mică decât 0,5. De exemplu, dacă stabilim valoarea variabilei A la 50,6 de exemplu, atenție la scrierea variabilelor cu valori zecimale, se scrie cu punct și rotunjim valoarea acestei variabile și atribuim acest rezultatul acestui script la variabila rezultat vom observa, la rularea scriptului, că variabila rezultat va lua valoarea 51. Dacă modificăm valoarea variabilei a la 50,3, vom observa că valoarea variabilei rezultat va fi 50. Un alt operator pe care îl regăsim în secțiunea operatori este operatorul modul, care realizează exact același lucru pe care îl știm din matematică. Realizează modulul unei valori. De exemplu, dacă stabilim valoarea variabilei B la minus 30 și realizăm modul din valoarea B, vom observa și atribuim rezultatul acestui script la valoarea rezultat, vom observa că valoarea rezultat va lua valoarea 30. Dacă se execută clic pe săgeata de lângă cuvântul modul, vom regăsi o multitudine de funcții matematice. Partea întreaga a unui număr decimal, rotunjirea prin adaus, funcția radical, funcțiile trigonometrice și foarte important, funcția 10 ridicat la o anumită putere, operație foarte des întâlnită în programare. Să exemplificăm și noi acum, de exemplu, extragerea radicalului. Alegem respectiva operație și stabilim valoarea variabilei B, de exemplu, la 81. Acum, dacă rulăm scriptul nostru, variabila rezultat va lua valoarea nouă. Dacă ți-a plăcut acest clip, știi ce ai de făcut. Share, like, subscribe și până data viitoare îți doresc la revedere!